Și mergem mai departe. Caz șocant în Italia. Două românci au fost sechestrate într-un apartament de doi conaționali. Femeile au fost păcălite că vor avea un loc de muncă, doar că odată ajunse în peninsulă, au fost obligate să se prostitueze. Una dintre ele a reușit să ceară ajutorul polițiștilor pe rețelele sociale, iar agresorii au fost reținuți. Descoperirea șocantă a fost făcută de șeful de post al poliției din comuna Hulubești, Dâmbovița, după ce a primit un mesaj neobișnuit pe o rețea de socializare chiar de la una dintre cele două fete ținute sechestrate. În primul mesaj pe care l-a transmis polițistului de pe telefonul mobil, victima a scris: am nevoie de ajutor, salvați-mă că nu am la cine să apelez. A fost momentul în care a început lupta contra cronometru pentru ca polițiștii români să salveze tinerele ținute captive în Italia. În cazul victimei noastre, știam că este plecată în Italia de mai mult timp și cumva am făcut și legătura cu ce se zicea și cu faptul că e plecată și a trebuit să luăm măsurile legale și de care dispunem pentru a o salva. Mi-a spus că este ținută fără voia ei într-o locație, că este obligată să presteze activități de escortă. După doar două zile, pe baza informațiilor din România, anchetatorii italieni au mers în Termoli, unde au identificat victimele, dar și pe cei doi bărbați care au fost arestați preventiv. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi agresat victimele și le-ar fi obligat să se prostitueze. Este un caz care trebuie să fie un exemplu pentru toate persoanele care pot fi victime a unei astfel de infracțiuni. Victimele se aflau în Italia pentru a găsi un loc de muncă. Acum acestea au intrat într-un program de consiliere și protejare.